Următoarea oprire o facem la Buzău, în prima și cea mai mare fabrică din țară, care produce toată gama de îngrășăminte organice și tratamente 100% bio. Povestea care a început cu producerea de biohumus cu ajutorul râmelor o aflăm de la Mircea Voinea. Vinovate pentru obținerea acestui îngrășământ valoros și organic sunt aceste râme roșu de California. O râmă poate face într-o noapte 50 de metri, deci se poate deplasa 50 de metri. De aceea sunt foarte importante în sol, pentru că datorită lor noi avem solurile aerate. Biohumusul, obținut cu ajutorul râmelor, a fost primul produs scos de companie pe piață. Pentru că era nevoie de o specie de râme care să fie foarte productivă, pentru ferma din Buzău au fost alese exemplare roșu de California. Sunt considerate agricultorul perfect al solului. Fără râme în sol, fertilitatea solului este una săracă. Fără humus în sol, practic, solurile noastre vor deveni sterile și cu astfel de produse noi putem avea productivitate. Spre exemplu, usuroiul de la Buzău crescut cu astfel de soluții bio este mult mai bine dezvoltat față de unul cultivat normal. Avem o cultură de usturoi în aer liber, pus din toamnă. Așa poate să arate un usturoi obținut doar cu produse bio. Cam care e dimensiunea fără aceste îngrășăminte? Sub nicio formă nu trebuia să depășească aici. Asta. Deci, practic, până aici trebuia să avem... Și nu căpățâna asta, uite așa aici. Totul este natural. Cu cât aplicăm mai mult, cu atât putem scoate maximul posibil din potențialul genetic al unei plante, oricare ar fi ea. Potrivit unei directive europene, România trebuie să reducă până în anul 2030 consumul de pesticide și îngrășăminte chimice cu 50%. Compania din Buzău poate oferi, cu titlu gratuit, mostre de produse pentru a fi încercate. Este greu atunci când spunem schimbare de mentalitate, dar facem ceea ce trebuie, suntem foarte exigenți cu serviciile pe care le oferim clienților. Ieri 90% dintre clienți au fost clienți noi. Pachetele tehnologice și tratamentele pe care le oferim sunt chestiunile care îi mulțumesc pe clienții noștri. Fermierii vor fi obligați să aleagă astfel de produse. Vedem bine că legislația UE urmărește o astfel de schimbare. Ferma din Buzău este întinsă pe o suprafață de 9 hectare, pe locul unei foste balastiere. Biohumusul produs aici ajută la descompunerea resturilor vegetale de pe terenurile agricole de 600 de ori mai repede față de condițiile naturale.